rezultate definitive, iar Forumul German nu a făcut o numerare, numerare paralelă. Însă, bazându-ne pe procentajele comunicate de Partidul Național Liberal, care a făcut o astfel de numerare, noi considerăm că ne-ar veni 8 mandate de consilier județean. Până acum am avut 9 în legislatura care tocmai s-a sfârșit, deci vom avea un mandat mai puțin. Bineînțeles, se pune întrebarea cum se va forma o majoritate în Consiliul Județean, întrucât din rezultatele acestea preliminare rezultă că 3 formațiuni intră în Consiliu. Primul fiind PNL-ul, deci Partidul Național Liberal, cu cele mai multe voturi, al doilea PSD-ul și al treilea Forumul German. Numărul de mandate fiind, după socoteala noastră, 13, 12 și 8. Încă o dată spun în paranteză că, nefiind definitive rezultatele, nu putem fi chiar siguri asupra acestor cifre. Deci se pune întrebarea cum se va crea o majoritate prin care să se poată lua hotărârile necesare. Noi considerăm că ar fi logic o continuare a majorității care a existat și în ultima vreme în Consiliul Județean, care a fost formată de către Forumul German și Partidul Național Liberal. Am avut un prim contact astăzi cu doamna Raluca Turcan și dumnealor consideră că am putea să continuăm această colaborare. În această situație, bineînțeles, o întrebare este cine va fi președinte. Este destul de clar, întrucât Partidul Național Liberal are cele mai multe voturi și are candidat pe doamna Câmpian. Deci, considerăm că dânsa va fi președintele Consiliului Județean. Cine va fi vicepreședinții? Gândirea este a noastră și a conducerii Partidului Liberal este ca un vicepreședinte să fie din partea Partidului Liberal, pe care nu știm încă. Așteptăm. L-am anunțat ei. Spuneți-mă, FDGR-ul. Da. Și FDGR-ul, noi îl propunem pe domnul Vigan Fleischer, care a fost deja consilier în 2 mandate, este doctor în economie, are și experiență în administrație, fiind directorul clubului, directorul comercial, directorul executiv, pardon, al clubului economic german. Deci, îl vom propune pentru funcția de vicepreședinte. În rest, în județul Sibiu, Forumul German a avut candidat la Cisnădie, unde are un